și s-au sărutat înainte să plece, a sărit Giulia. Și acum sunt curioasă dacă Antonio va spune că tot Giulia a făcut pasul sau l-a făcut el, dar nu știu ce să zic, nu știu de ce nu simt nicio emoție, de ce nu mă las dusă de vraja mării, având în vedere că au fost atât de multe răutăți, ar fi putut să-și vadă pur și simplu de treaba lor și nu cred că ar fi interesat pe nimeni, dar atâta timp cât ei și-au căutat și discuții și ironii, cumva, na, nu prea, cine o fi rămas cu buza înflat acum? O, oh, Gilica, bine că te-ai sărutat. Te duce acasă, Antonia ți-a dat voie la prietenii cu beneficii, te descurci tu, ce să zic, băi, na, ei ai fost rea. Chiar a fost foarte rea și nu ți-am înțeles răutatea atâta timp cât și spui că aveai bărbatul dorit și ai luat bărbatul Mariei. Ai fi putut doar să te bucuri de asta și adică după ce că ai luat bărbatul ai mai și atacat-o. Cam despre asta este vorba. Dar, na, îți trebuie și suflet ca să vezi lucrurile altfel.